Ciao, ciao! În sfârșit am hotărât să fac acest video despre skincare, deci cum mă demachez eu seara și ce tratamente fac. Pentru că mi-ați cerut în multe acest video despre skincare și pentru că era problema cu laptele detergent, vă vin coșuri, multora dintre voi, și veți înțelege poate de ce vă vin coșurile, pentru că nu ajunge laptele demachiant seara, fetelor. Laptele demachiant este doar primul pas. Ok, eu încep, folosesc cera de cupra, deci acum eu sunt machiată normal, deci am fond de ten, blush, un pic de... Îmi cer scuze, lumina în baie nu este bună deloc. Nu am fereastră în baie, deci sper că veți reuși să vedeți. Deci folosesc laptele detergent, eu îl pun așa în mână și frec bine pe toată fața. Luăm un burete, deci eu folosesc buretele pentru că este mai comod. Acum o să auziți apa la robinet și clătesc bine prima tură, este doar prima tură de, să zicem, doar prima tură de lapte de machiant. Încep de la ochi, trag încet, încet. Și tot restul feței. Deci clătiți bine cu burete și cu apă călduță. Deci e mai bine să fie apă călduță. Trecem din nou a doua tură cu lapte detergent. Deci o singură tură nu ajunge, fetelor, mai ales dacă folosiți fond de ten. Deci chiar dacă sunteți, să zicem, fete mai simple, care nu se machiază foarte, foarte tare, dar folosiți totuși corectoare și fonduri de ten, două ture de lapte detergent trebuie neapărat. Ceea ce vă ziceam, că acesta nu, deci nu creează usturime ochilor deloc. Deci reușesc să mă demachez fără nicio problemă. Și mai ales când folosim machiaje și farduri și rimel, acelea waterproof, care știți, deci trebuie frecat mult ca să vină jos. Deci prefer un lapte detergent care să nu îmi usture ochii. Am terminat cu laptele de machiant. Deci eu laptele de machiant nu l-am luat jos cu, să zicem așa, cu discurile de bumbac. Eu discurile de bumbac nu le folosesc pentru a mă demachia, le folosesc ca să aplic tonicul. Ok? Deci nu vă mulțumiți, fetelor, să puneți lapte de machiant pe disc, pe disc de bumbac și să trageți. Pentru că oricum vor rămâne reziduri de machiaj. Din păcate, dacă vă apar coșuri, e posibil să fie și din această cauză, pentru că vă opriți la lapte de machiant și la tonic. Seara nu este îndeajuns, deci trebuie să faceți un skincare foarte bun, deci nu faceți doar lapte de machiant și gata, puneți creme. Pentru că nu, deci altfel o să vă apară, într-adevăr, pot să vă apară coșuri, dar nu pentru că este laptele de machiant ce vă face coșurile, pentru că voi nu vă curățați bine fața, ok? Trecem mai departe. Eu folosesc acest gel detergent pentru că eu am tenul gras. Cu mâna umezită pun un pic de gel. Acest tip de gel pentru mine este singurul produs în gel ce reușesc să folosesc. Deci trebuie frecat bine mâna până face un fel de spumă. Un fel, vedeți? Și trebuie bine. Bineînțeles, nu pe ochi. Ci doar restul feței, gât și decolte. Frec bine, bine, după care clătesc. După ce am clătit bine fața, trecem la scrub. Deci scrub eu le alternez. O seară fac acesta de la Eucerin și o seară fac acela cu bicarbonat de sodiu. În seara asta voi face cel cu bicarbonat de sodiu și cu ulei. Ce fac? Mâinile tot timpul normal umezite, pun un pic de ulei, dacă reușesc. Ok. Deci am pus un puțin ulei, vedeți, nu se vede prea bine. Frec între mâini și pun pe față. Acesta este cel ulei de karité.
După care iau farfurioara mea cu bicarbonat de sodiu și așa mâinile umezite, pun o dată și cealaltă mână. Vedeți? Foarte simplu. Și foarte economic. Și trec pe față și fac un scrub. Vă rog să aveți grijă la ochi, să nu vă intre bicarbonat în ochi, da? Și frecați bine, mai ales în zonele unde aveți puncte negre și unde pielea este mai problematică. Acest scrub puteți să-l faceți și când faceți baie pe tot corpul. Pentru că este foarte ieftin. Deci bicarbonat de sodiu și ulei de măsline sau orice alt fel de ulei, fetelor. Deci nu... Dacă ar fi de măsline, ar fi mai bine. Deci frecați bine, bine peste tot. După care clătiți. Clătiți foarte, foarte bine. Nu uitați și pe mâini, ok? Pentru că și mâinile au nevoie de scrub și de skin care, ca și fața. Am terminat cu clătitul. Mergem și uscăm bine fața, tamponăm cu un prosop de bumbac sau de in, dacă vezi de in chiar mai bine, și tamponați ca să uscați bine fața, foarte, foarte bine să fie uscată, pentru că vom trece la tonic. Deci, ați văzut, de la lapte detergent până la tonic este o stradă lungă de făcut. Vă garantez că în acest fel nu o să vă mai vină coșurile. Absolut este imposibil să vă vină coșuri cu un skin care puternic. Foarte, foarte, deci este foarte important seara. Dimineața, ok, sunt și eu mai rapidă, am un alt sistem, deci nu este la fel cu cel de seară. Ok, am mușcat bine. Deci trec la tonic, acesta trebuie amestecat pentru că fiind pe bază, deci cu acid lactic, trebuie amestecat bine. Și uite unde folosesc eu discul de bumbac. Fetelor, este important să faceți un skincare adecvat, deci nu știu câte dintre voi faceți o vizită într-adevăr la dermatolog. Eu cred că puține dintre voi faceți vizite la dermatolog. Ia să-mi spuneți în comentarii de câte ori ați fost la dermatolog în viața voastră până acum. O dată pe an, o dată la 3 ani. Deci folosiți tonerul bine peste tot și pe gât, pe decolte și așteptați să se usuce de unul singur. Deci veți vedea, oricum, deci nu mai vine mizerie, să spunem, deci fața este curată. Puteți să dați chiar și pe urechi. Am terminat cu tonicul și s-a uscat bine, deci nu trebuie să aveți fața umedă, să zicem, de tonic. Eu folosesc două produse, deci le alternez. Într-o seară fac peeling, deci folosesc o cremă peeling și în seara următoare folosesc acest sier de la Olaz. Deci eu fac așa, o seară da, o seară crema, o seară sierul, o seară crema, o seară sierul. Deci foarte simplu. Deci acesta l-am început acum de câteva zile, deci merg cu el înainte până ce-l termin. Pentru că eu din când în când, tot la două luni, la o lună sau la două luni schimb produsele. Deci este foarte simplu, fetelor. Acesta este un skincare care, eu vă garantez, nu are să vă creeze probleme, ci dimpotrivă are să vă vină o față super, super velutată, catifelată, curată și, bineînțeles, nu o să vă mai apară coșuri. Deci asta eu vă garantez, coșurile nu or să vă mai apară. Sper că acest video vă va fi util și sper că veți reuși să-mi lăsați niște comentarii în care să-mi spuneți dacă voi faceți acest skincare, deci skincare-ul de seară în acest fel. Sau vă opriți doar la laptele de machiant. Și folosiți tonerul după aceea, ok? Vă pup, îmi cer scuze pentru lumină, dar din păcate în baie nu am becuri,
Îmi pare rău. Sper că ați reușit să vedeți bine totul. Vă pup și ne vedem la următorul video. Ciao, ciao!